Sub autoritatea instituției prefectului au fost desfășurate noi acțiuni de verificare a respectării măsurilor impuse în contextul stării de alertă. Au fost totodată reluate acțiunile de verificare a respectării măsurii de izolare la domiciliu, fiind controlate 233 de persoane și 691 de persoane au fost verificate cu privire la respectarea măsurii de carantinare. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7500 de lei. Acestea au fost aplicate persoanelor care nu purtau masca de protecție. Reamintim cetățenilor faptul că pe raza municipiilor Botoșan și Dorohoi, portul măștii de protecție este obligatoriu în toate spațiile publice deschise. Sancțiunea pentru această abatere este amenda cuprinsă între 500 de lei și 2500 de lei. De ieri și până astăzi, la Botoșani au fost raportate alte 75 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. În total, de la debutul pandemiei și până în prezent s-au îmbolnăvit 3.412 botoșeneni. Dintre aceștia, 1.634 s-au vindecat, iar 140 de pacienți au decedat. Situația statistică de la nivelul județului arată că sunt 1.232 de cazuri active. De la instituirea scenariului roșu în municipiul Botoșani, rata de infectare continua să crească, astfel aceasta ajungând la 3,77 la 1.000 de locuitori față de 3,3 când CJSU a luat hotărârea instituirii scenariului roșu joia trecută. La Dorohoi, rata de infectare este de 3,35, la Adășeni este de 10,98, iar la Suharău este de 4,09. La Văculești, unde a fost aplicat același scenariu, rata de infectare a scăzut sub 3 infectări la 1.000 de locuitori. Din urmă vine Curteștiul, cu o rată de infectare de 2,87 la 1.000. La nivelul României, grupul de comunicare strategică ne-a raportat un număr de 4.041 de infectări în 24 de ore. Numărul testelor efectuate este de 10 10.566. 7.089 au fost efectuate în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar la cerere au fost efectuate 3.477 de teste. Numărul total al deceselor este de 7.153, dar de ieri și până astăzi au murit 86 de români. În unitățile sanitare de profil, numărul pacienților este de 11.702, iar pe secția ATI sunt 916 pacienți. În izolare la domiciliu se află un număr Număr de 30.083 de persoane, iar 11.114 sunt în izolare instituționalizată. În carantină sunt 55.963 de români.